Știai că într-o lingură de sol trăiesc de 3 ori mai multe microorganisme decât oameni pe pământ? Când vorbim de lumea vie, vorbim despre plante, despre animale terestre. Uneori ne amintim de animale acvatice, dar rar când ne uităm la ceea ce avem sub picioare. Solul dă viață pentru că este viu. În fiecare primăvară, viața din sol ajută să crească flori, copaci, plante care ne hrănesc. Iar toamna, solul se hrănește cu tot ce cade pe el. Frunze uscate, iarbă, crenguțe. De fiecare dată când omul gospodar strânge frunzele și le duce la gunoi, ecosistemul solului devine mai slab, mai flămând, mai bolnav. Și cu fiecare an, roada sa scade. Când nu lăsăm frunzele lângă copaci sau pe sol, practic furăm de la sol și ne facem nouă înșine o defavoare. Frunzele nu sunt gunoi. Ele sunt o plapumă care protejează plantele de îngheți, primăvară de vreme și iarna. Frunzele sunt adăpost pentru buburuze și aricei iarna. Ele sunt hrană pentru sol, iar solul dă hrană pentru noi. Atunci de ce nu ne comportăm așa cu ele? Mai rău, încă le mai și dăm foc. Iar fumul de la arderea frunzelor conține mai multe toxine decât fumul de țigară. Evident, aceasta afectează sănătatea tuturor, mai ales a copiilor, atunci când toamna devenim fumători pasivi de la focurile de frunze. În loc să reintroducem carbonul din frunze înapoi în sol, să întărim ecosistemul din viermișori, ciupercuțe și microorganisme, noi îi dăm foc, astfel transformându-l în CO2 și îl lansăm în atmosferă, unde acesta provoacă încălzirea globală și schimbarea climei. Frunzele aparțin pe sol, în pădure, în parc, în grădină. De pe stradă și stadion, acestea pot fi strânse și duse într-un loc prietenos frunzelor, sub un copac de dorit. Frunzele pot fi înșirate în grădină peste pământ, ca să fie mâncate de râme și astfel să dispară în stomacurile lor până în vară. Le puteți pune în compost. Le puteți aduna într-o movilă îngrădită, unde ploaia, aerul și soarele le va transforma în îngrășământ pentru un sol sănătos. Dacă Moldova nu e a noastră, dar a generațiilor care vin, poate e timpul să avem grijă de bucăția ei primară, solul și oamenii. Iar frunzele sunt un element cheie pentru această grijă. Poate decât să ne luptăm cu natura, mai bine să copiem procesele ei firești. Povestiți și altora despre valoarea frunzelor și ce se poate de făcut cu ele. Dacă vedeți că cineva le arde, nu stați indiferenți. Vorbiți cu ei. La nevoie apelați la autorități, deoarece arderea frunzelor este o acțiune ilegală și se soldează cu amendă. Dacă vedeți că cineva le duce la gunoi, povestiți-le cu grijă de ce frunzele nu sunt gunoi, ci bogăția care zace chiar sub picioarele noastre. Pentru mai multe idei și inspirație la tema frunzelor, vizitați Seed Forward pe Facebook.